Vreme schimbătoare în România, țara noastră se află la intersecția două mase de aer, una caldă care vine dinspre Africa și una rece, așa că temperaturile variază semnificativ de la o zi la alta. Alina Șerban, meteorologa nemei este alături de mine cu toate informațiile. Alina, am să te rog să ne explici ce se întâmplă, variații foarte mari de temperatură. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, avem parte de o vreme destul de capricioasă, atât din punct de vedere termic, cât și sub aspectul precipitațiilor, pentru că, vedem bine, chiar astăzi vine cu o răcire în partea de sud și de est a teritoriului în mod deosebit, față de ziua de ieri și cu o schimbare, pentru că au apărut norii și ploile, ploi ce se vor extinde în toate regiunile. Dacă le-am preluat de dimineață în zonele sudice, ei bine, deja sunt în momentul acesta și în partea centrală și de est a teritoriului și se vor extinde și în celelalte regiuni. Ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă în zilele următoare, să privim totuși la o animație a maselor de aer. Vorbim de masele de aer cald, în nuanțe de galben și de roșu, masele de aer rece, în nuanțe de albastru și de violet. Putem observa zona țării noastre se regăsește cumva la granița acestor două mase de aer. În funcție de evoluția acestora, primează Uneori, masa de aer mai cald, alteori masa de aer mai rece. Astfel încât, dacă pe parcursul zilei de astăzi vremea s-a răcit în partea de sud și de est a teritoriului, mâine, în aceste zone, așteptăm o ușoară încălzire. Vom mai avea din nou temperaturi maxime de 20 și ușor peste 20 de grade. Sâmbătă, la fel. Un tablou termic asemănător cu cel de mâine, iar duminică se va răci din nou. În mod deosebit, în jumătatea de est a teritoriului, temperaturile vor fi din nou sub cele caracteristice acestei perioade, pentru că la momentul acesta vorbim de o vreme mai rece decât în mod normal a avea la momentul acesta. Pentru partea de sud a teritoriului n am fi așteptat la temperaturi de 22, 23, 24 de grade. Mai mult decât atât, vorbim astăzi de precipitații care vor fi în strângere mâine și poi mâine, și din nou vor reveni duminică, luni, în mod deosebit în jumătatea de nord a teritoriului. Și în capitală, la fel, o vreme rece astăzi, mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, mai rece decât ieri. 15-16, cel mult 17 grade, cu un cel mai mult noros și cu ploi. Își va reveni vremea mâine, poimine ne așteptăm din nou la maxime de 20, ușor peste 20 de grade, iar de duminică se va răci și în zona capitalei și apar precipitațiile.